Pericolul public rămâne încă pe șină. Deși tramvaiele sar tot mai des de pe calea de rulare, iar pe site-urile de socializare botoșenenii solicită scoaterea lor din trafic, nu se dorește acest lucru. Primarul Cătălin Flutur susține că tramvaiele vor fi trase pe dreapta abia atunci când va demara proiectul de modernizare a căii de rulare, iar un termen precis nu există. Conform unui plan, tramvaiele aveau să fie înlocuite cu autobuze luate în leasing operațional, imediat ce vor începe lucrările la calea de rulare. Cum însă investiția întârzie să înceapă, iar vagoanele galbene deraiază din ce în ce mai des, s-a propus devansarea termenului de introducere a autobuzelor. Primarul susține însă că ar fi o risipă de bani, iar în plus există și riscul unei penalizări de la Curtea de Conturi. S-am cerut într-adevăr, pentru că ne-a preocupat problema asta, am cerut un punct de vedere de la Consiliul Concurenței. Ne-au dat un răspuns care îl putem interpreta, mare atenție, ne-au dat un răspuns pe care îl putem interpreta favorabil pentru noi. Dar va trebui în același timp să plătim niște bani. Să plătim niște bani, pentru că asta înseamnă leasing operațional, să plătim niște bani, poate la fel de mulți bani, care provin tot din subvenția care o dăm el transului. Și atunci mai intervine și controlul financiar pe care îl face Curtea de Conturi și trebuie să ne lămurim că nu facem o cheltuială, atâta timp cât societatea există el transul, că nu facem o cheltuială care să aducă, foloase necuvenite cuiva. În atare condiții, pare să se aștepte producerea unei tragedii, iar abia atunci se va găsi o pârghie de eliminare a tramvaielor. Cătălin Flutur consideră chiar că se exagerează pe acest subiect, iar în spate ar fi vorba de un joc politic. Dacă vreți să mergem un pic și pe linie politică, pot să spun mai multe. Vor apărea din nou problema centrului vechi, problema parcul tineretului, să apropie. Haideți să ne gândim, deci mai mult de atâta chiar nu am avut ce face. Nimeni nu spune, uite că s-au găsit bani, că avem proiecte viabile, uite că avem bani, totuși să rezolvăm cea mai mare problemă rămasă nerezolvată în Botoșani. Așadar, prudența rămâne singura cale de evitare a unui pericol generat de tramvaie.